quanto a lume sirsita in celeste da cavrea sa tinga risultate de top si performanze de in alti nivel ar nevoie de un coaching a chafel in care orce atlete care vrea sa merga all'olimpiada ar nevoie de un antrenor. Dar dacă vrei să obții într-adevăr hyper performance, dacă vrei să obții într-adevăr hyper rezultate, atunci ai nevoie de hyper coaching. Stai cu mine și vedem despre ce e vorba. Salut și bine te-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum de zeori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că pentru performanță avem nevoie de coaching, asta în sfârșit s-a înțeles, hai să vedem un moment câteva idei despre tema asta. În primul rând, cum am zis, lumea în sfârșit a înțeles cât de important este să ai un coach pentru a obține rezultate și performanță de înalt nivel. Și asta în orice domeniu, să fie vorba de business, să fie vorba de muzică, de sport, you name it, adică orice să fie rezultatul pe care vrei să-l obții cu ajutorul unui coach, îl obții mai repede și mai ușor. Și de fapt, investiția este imediat răsplătită în termen de rezultate. Asta în sfârșit se știe. Eu sunt foarte mândru că după 20 de ani că vorbesc de coaching și mă ocup de coaching în România, cel mai puțin știu că am dat o mică contribuție în acest sens. Un alt aspect pe care l-am deja dezbătut în întâlnirile noastre este conceptul de flow tot pentru performanță, pentru că am zis, în momentul în care se aliniază toate parțile, se intră într-o anumită stare mentală, tot merge într-adevăr ca pe roate. Eu, cum am zis, am dezvoltat un model personal al starii de flux, pe care l-am numit fluxogenics, adică știința care dezvoltă flow, e am dezvoltat și un model personal de coaching, unul mai tradițional și unul un pic într-adevăr next level, cum se spune, adică în loc de a se baza doar pe parțile obișnuite, pe partea psihică, pe partea psihologică, cum este de obicei, se așează și pe partea fizică, pe partea financiară, pe partea relațională, în așa fel că ne focuzăm, înțelegem felul în care fiecare din aceste aspecte influențează pe celelalte, pentru că e clar, acum nu pot să merg prea departe, dar e clar că dacă am probleme pe plan financiar, am și probleme cu capul pentru că sunt stresat, dacă am probleme de a mă relaționa cu ceilalți, probabil nu reușesc să fac bani, în fine, toată un șir de feluri în care aspectele diverse interacționează printre ele. Dar ce am descoperit recente, înțeles recente, este că puteam aplica starea asta de flow, adică metoda pentru a pune un sistem în flow, la fiecare dimensiune a sistemului hyper-coaching. Adică cum să pui în flow partea ta fizică, cum să pui în flow partea ta relațională, etc. Rezultate au fost într-adevăr spectaculoase și, data fiind că mi s-a reproșat din mai multe parți că eu țin secretele acestea doar pentru mine și pentru clienții mei, în sfârșit m-am hotărât să creez un curs și să dezvăluie o parte din aceste secrete. Deci, seara asta, la 19, o să vezi link-ul mai jos, poți să te loghezi la mine e avem un webinar gratuit de ora în care merg un pic mai adânc în a explica toată povestea asta. Deci te explic seara asta, aștept seara asta unde vom vedea care sunt secretele hyper-coaching amestecat cu flow și vom vedea cum să atingem într-adevăr ceea ce este visul meu, maximum de rezultate și minim de efort. Ne vedem seara asta!